Aplauze din nou pentru The Targets. Au ceva scule, un pic de atitudine. Sunt tineri, trebuie sprijiniți. Le-aș recomanda să se apuce să compună, pentru că au potențial. Chiar vorbeam cu Georgica Stănescu și cu colegii de acolo. Câteva piese proprii și au un an la dispoziție pentru ediția de anul viitor Top T. Haideți să nu eșuăm în niște trupe care cântă cover-uri. Deja este piața supra-saturată de cover-uri și de, cum se cheamă, tributuri. Și spunem așa cum spuneam în fiecare an, e timpul ca Buzăul să aibă o trupă care să repună orașul pe harta trupelor renumite care câștigau premii pe vremuri la festivaluri și care încă își au ecoul în instrumentiști ca Eugen Kaminski, Doni Șeicărescu și alții pe care nu vreau să-i număr acum pentru că nu avem timp. O noutate pentru acest festival Bluzău este că în acest moment el poate fi urmărit, sper că încă se poate urmări live pe pagina de Facebook Buzău Live Music. Dragoș este aici, a venit cu o instalație subțire acum, doar ca să ne arate că se poate și sperăm ca pe viitor să avem și alte provocări. Încercăm ca festivalurile buzoiene, deși ele sunt de renume oarecum național, să iasă dintr-un tipar și să ne aliniem și noi. Așa încercăm să facem cu Top T-ul, care anul acesta va avea o ediție de sacrificiu tot aici, peste aproximativ o lună, o ediție care să închidă o eră. Și de la anul așteptăm de la toți cei care sunteți aici idei, propuneri, pentru că vrem să dăm un nou format Top T-ului. Nu mai merge așa cum a fost până acum, a stat 3 ani și jumătate pe tușă și s-a văzut. Deci toți cei care pot contribui cu idei pentru edițiile viitoare ale Top T-ului sunt așteptați pe pagina noastră de Facebook și a voastră, bineînțeles, Top T Buzău. Foxy, Foxy, citesc aici de pe prompter. Da, ar trebui să le luați pe astea versurile, s-ar putea peste câțiva ani să valoreze foarte mult. Dacă nu cumva le mai trebuie. Nu le mai trebuie, hai! În seara asta colecționarii. În seara asta ne-am asumat rolurile de polițistul bun și polițistul rău. Eu am să vin cu lucrurile mai puțin plăcute și mai sensibile, dacă vreți. Pregătiți-vă să aruncați în mine cu ghiștoace sau cu ceștile de cafea sau pregătiți-vă să mă aplaudați, pentru că vreau să vă spun un lucru. În spatele instituțiilor despre care am vorbit că ne-au sprijinit în realizarea acestui festival se află niște oameni. Niște oameni pe care îi iubim sau îi detestăm, n-are importanță. Important este că ei au fost de acord ca acest festival să existe. Și aș vrea să le spun numele și să le mulțumesc. Ei sunt Constantin Boșcodeala și Cristinel Bugiu. Mulțumim mult! De data asta nu sunt polițistul bun sau rău, sunt de acord cu Florin. Și ideea acestui festival... Reînnoirii în acest format a apărut pe 3 septembrie și până pe 10 septembrie aveam deja sprijinul acestor oameni. Bineînțeles, am urmat procedurile de a scrie proiecte, de a aștepta ca cei îndrept să hotărască. Se pare că, într-adevăr, Bluzău și Top T sunt niște valori culturale ale orașului și ele ar merita să continue, merită promovate. Din păcate însă, în afară de câțiva colegi din presă care aruncă cât un comunicat și vreo 2-3 care chiar și scriu despre aceste festivaluri, restul e tăcere. Înainte să vin la festival, profit de momentul instalării formației următoare ca să vă mai țin de vorbă. Înainte de a veni spre cafeneaua artiștilor, m-am uitat un pic să văd ce se mai întâmplă pe Facebook și ce am văzut acolo în presa buzoiană. Un nefericit șofer, un pic inconștient, a intrat cu mașina într-un tir și, din păcate, Dumnezeu să-l ierte, a murit. Facebook-ul a fost invadat de poze cinice, triste și relatări de la acest nefericit accident. Nu știu dacă vreunul din organismele de presă buzoiene în ultimele 10 ore a pus un afiș sau un anunț că un festival
Buzoian se află la 20-a ediție. Și acesta, și acest lucru este la fel de trist ca acel accident și nu a avut loc. În continuare însă vorbim despre lucruri plăcute și ne bucurăm să îi avem în fața noastră, eu în spate. Vorbeam despre un festival de prieteni, cu prieteni, despre prieteni. Burning Table este un proiect timișorean născut în urmă cu ceva ani. Pentru o parte dintre voi este un nume nou, dar dacă vă spunem că cei care se pregătesc aici pe scenă au cântat în trupe ca Survolaș, Vovadis, Crossroads și multe altele, atunci mai venim de acasă. Iar casa lor este la Timișoara și au venit câteva sute de kilometri. Au avut o ușoară neinspirată... au avut o ușoară neinspirație de a o lua pe Valea Prahovei vineri după amiază și când eu deja îi așteptam, credeam că ei sunt cazați, ei erau pe undeva pe la Breaza, șoferul făcea rebus la volan și dacă vor da câte un rateu să o puneți pe seama oboselii, sper că nu, sunt profesioniști, Jolt Levi, Boghi și Victor, Burning Table. Ei au venit aici pregătiți pentru bluzău, ei cântă și cu totul altceva, este un festival și de altceva și vă rog să-i urmăriți și virtual cu piese și cu altceva, cu acel alternativ destul de original pe care îl practică. Pentru cei care sunt pe pagina evenimentului, venim iar la Facebook, n-avem ce face. Am pus un link de la un concert de-al lor din Timișoara, urmăriți-l și veți avea surprize. Probabil că acest recital va fi doar un teaser pentru acel concert. Burning Table! Thank you! Bună seara, Bluzău și Buzău! Mulțumim că ați avut răbdare până ne-am reinstalat. Ne bucurăm să fim aici din nou la 20 Bluzău. Gitară, Jolt Sabo! Thank you! Bas, Victor Miclăuș! Dove, Levi Molnar. Boghi Nogi este numele meu. Asta este Burning Table din Timișoara. Încet, încet, puțin ne fluieră. Sperăm să ne obișnuim un pic cu atmosfera. Și să-i dăm drumul. Prima piesă, Giant Step. Thank you.
Now listen what I have to say. Listen, don't you be like them. Listen, hold your head up high. Listen, I'm asking you to try. Accomplish what you crave for. Now we're ready for the anger and discontent. Thank you.
Giant Step. Mulțumim!